Bună ziua! 8 iulie 2023, o zi după o ploaie bună. Ieri, după amiază și toată noaptea a plouat, azi dimineața s-a oprit. Am zis să mă uit în acest roi. Vreau să vă prezint o situație în care am găsit regina. De altfel, am găsit-o pe această ramă, de aici. Da? În momentul de față, trebuie să trag o concluzie, să mă hotărăsc ce fac. De ce? Am scos primele două rame, le-am pus aici. Am să vă le arăt și pe o parte și pe cealaltă. Iar dumneavoastră puteți să comentați. Deci, aici, am să suflu un pic. Este prima palmă de puiet care a depus-o. Se vede și în jur, se vede larvar. Da? Deci până aici este corect. Și pe partea cealaltă la fel. Nu mă întorc. Haideți totuși să întorc. Și pe partea cealaltă la fel. Da? Deci este puiet de albină. O voi introduce în familie, în stup. Nu pot permite să o țin foarte mult afară. Deja am scos. Am căutat regina. Deci, aceasta care o pun acum în stup este una dintre cele două rame pe care a fost. Aceasta este rama de adaos cu puiet căpăcit. Asta este cea de-a doua ramă. Deci două rame, încă două scuturate, una cu polen și păstru, exact ca la carte, cum facem roi. Noi cei care facem roi și aici o altă situație. Se observă și puiet de albină și puiet de trântor. Se vede că celulele de trântor sunt mai umflate. Și pe o parte și pe cealaltă. Deci, mai precizez încă o dată. Aceasta și cu cea care am introdus-o înapoi sunt cele două rame pe care le-am pus la formarea roiului cu regină. Și pe o parte asta la fel. A, nu are rostul să vă arăt. Este exact ca și pe această față. Imediat vă arăt și regina. Pe cealaltă ramă, deci pe asta de aici, acum ce să înțeleg? Că a ieșit la zborul de împerechiere. De altfel, o regină foarte frumoasă. Arată că a fost împerecheată sau... păcați că nu putem lua decizii pripite. Deci, încă o dată, aceasta este rama de adaos. Deci, care am adăugat puiet căpăcit, să mă uit după dumnea ei, să văd unde este. Am găsit-o. Sper că o vedeți. De altfel, este mai lungă iață, mai umflată, mai
Ce sfat îmi dați acum? Să o mai las încă o perioadă de... O săptămână? Două? Poate nu a fost împerecheată corect? Sau... Acestea două rame au fost ouate faza inițială, acum să o mai aștept, să o las doar pe... să o las așa în continuare. Nu, facem în felul următor. O las exact așa în continuare, strâng, pun și închid și aștept comentariile voastre. Ce ați face în situația mea? Eu știu ce am de făcut, dar... Ce faceți voi? Și următorul film care îl voi face, voi face tot la acest roi, format anul acesta. Ce spuneți voi că s-a întâmplat? I-am pus rănitor. A crescut fagure de... pentru albină, adică nu de trântore, așa cum zice cartea, că dacă îl construiește de trântori, înseamnă că regina nu este împerecheată. A construit făguraș de albină, i-am adus o ramă de adaos cu puiet căpăcit, gata de ecluzionare, gata de ecluzionare, ceea ce înseamnă că aștept răspunsurile voastre. Sănătate, zic bună!